Au venit Alexia și Aris. Hello! Și John Cena! Și ți-am adus și trei reviste A-List Magazine din noul număr. Da. Înscrem aici. Uite, a venit petrecerea la tine. Mulțumesc! Ia. Ce frumos! Mamă, ia uite, și pozăm, mulțumesc, noul mulțumesc, număr mulțumesc. De toamnă, făcut în, inteligență artificială. Nu există, este, doamnele, nu există această doamnă. Ei, lasă! Da, da. Mamă, păi și... Este un editorial făcut doar din AI. Nu mai am nicio șansă să ajung. Și dacă te uiți la sfârșit, la, pe ultima pagină, este și mama. Mama în AI. În AI. Ultima pagină. Ai văzut-o? Ia, uitați-vă aici! Ai, ai, ai! Mamă, zici că are, nu știu, că e de ceară, ceva e dubios, da, da, rău da, da, de tot. Da, da, da. La nas, parcă zici că s-a operat. Tot, zici ceva, că nu? Și-a făcut-o, zici că e o de-aia de ceară. Wow. Din muzeu. Dar cum naiba? Da, ați scris Andreea Esca și a dat așa ceva AI-ul, cumva? Nu, chiar nu știu cum au făcut. Nu știu, nu știu, dar am înțeles că e destul de complicat. Adică trebuie să fii și tu inteligent ca să îți iasă inteligența artificială. Oricum, poza de pe copertă și că e cineva real. E foarte reală tipa de pe copertă. Da, noul număr A-List Magazine e de găsit acum în Horeca, nu? De obicei. Da, în Horeca, da. Restaurante, spa, locuri întrebați de lux. Întrebați de el, e foarte tare, mai ales dacă faceți și colecția, e tare să le strângi. Cea mai premium revistă glossy de pe piață. Yes. Da. That's it, adică nu e ca și cum mulțumim, prieteni, Andrei, mulțumim. Dar știm cu toții. Chiar este calitate, da, chiar este de calitate, da. Da. Și astăzi de mama voastră a angajat un tip în direct la radio, știți? Nu. Da, a sunat. Eu nu am telefon, am fost deconectată. Tocmai de asta, ai fi bine să ai un radio mic cu tine mereu, da, cu căști, da, și să asculti Virgin Radio. Exact. Îmi și imaginez, gândește cât de cool, cât de retro e. Alexia Ram ascultă un radio din ăsta cu baterie. Dar din știi că chiar am un radio micuț, așa, în bucătărie, roz, și din ăla cu antenă, știi? Și mut din antenă. E brandul ăla de faci și prăjitoare de pâine? Nu. Altul. Ah, bun. Uite, ia să ni-l arăți, că eu nu știu pe ăsta. Știu așa, am văzut și când mai postez din casă, dar de radio ăsta l-am ratat. O să-ți dau poză. Aris, dacă ar fi să-l întrebăm ce radio are în casă, nu cred că ascultă de rău, pentru că el e preocupat. Acum în România, da. Cât timp mai stai, Aris, în România? Mai stau până în ianuarie. Ați auzit, fetelor, vă rog, nu mă mai stresați. Deci chiar și-a până în ianuarie are timp, are câteva zile libere săptămână pentru astfel de evenimente. Dar nocturne. Dar vină și până în Barcelona, ok, nu mă deranjează. Hai, mă, Aris. Le găzduiesc. Ai și loc de găzduit? Normal. Deci că mi-a scris o fată și am zis, ok, eu le fac lipeala, dar am ajuns la ziua Alexiei și i-am zis ei de tip asta. Alexia... Eu nu știu despre ce vorbești. Mamă, nu i-ai zis, mă? Nu. Nu i-ai spus de fata asta? Nu. Ce soră protectoare. Mamă. Deci nu așa mai trimite, de fapt. Deci mai... Nu, dar nu cred că ți-am zis. Dragilor, ce ați învățat nou în America Express? Doamne, despre voi, doi. Cea mai tare experiență. Că Alexia trebuie să se calmeze. Da, am venit, nu vezi că am venit, am pregătit acest discurs cu grăbește-te, Aris, aveam eu și el, calmează-te, Alexia, dar s-a aplicat mai mult calmează-te, Alexia. Până la urmă, da, ne-am dat seama că le-a dat la toate echipele, calmează-te, Alexia. Pe bune? Da, așa? Dar a fost foarte tare. Incredibil, cea mai bună experiență. Mie nici nu e greu, suntem destul de tineri. Dar nu cred că ai ce să faci să fie mai mișto decât experiența pe care am trăit-o la America Express. Cred că depinde de fiecare persoană. Dar pentru noi cel puțin a fost o experiență de neuitat. Și mai ales că ne-a unit foarte mult. Adică noi eram destul de... Nu vorbeam atât de des, nu ne vedeam atât de des, nu stăteam împreună. E prima oară când stăm două luni unul lângă altul. Și nu vă enervează ceva, nu? Bineînțeles, ca orice frate. Cred că e imposibil să găsești doi frați să stea două luni împreună să nu se certe deloc. Bă, important e că dacă Alexia te ascultă, frate, nu vă certați, adică... nu? Măcar suntem frați, adică ce zic, nu are cum să mai fie fratele meu, adică mă cer cu el, dar tot să mă împac cu el. Asta e bine. Ce drăguț! Vreau să vă spun că, bine, știți deja, dar voiam să vă zic și în față, echipa mea preferată de la America Mulțumim. Express. Este formată din Giulia și Vlad! Vezi că eu am auzit că zic că e Alexia și Aris, îmi pare rău. Nu-mi iese, mă, gluma. Auzi, fără telefon, dar are ea un radio mic acasă. Exact, vezi? Am da, sursele mele. Toți patru sunteți echipele mele preferate. N-aveam cum le-am zis. Asemenea, chiar ne-a plăcut foarte mult de Giulia și de Vlad. A fost un cuplu foarte puternic. Da.
Da, acum, da, ce îmi place cum derulează ei acum, ce putem să zicem, stai că n-am gândit. Da, chiar. Eu acum mă gândesc, mama, ce... Abia aștept să înceapă și eu să vedeți și voi ce am făcut acolo. Mai e puțin. Mai e puțin, nu? Vă băteați când erați mici? Care era mai rău dintre voi? Eu. Alex. Sora mai mare. Îl cum să mai spui? Uite ce dulceață de copil, cel mai liniștit om. Da, n-am văzut să zică ceva rău. Față de înger și nu, de față. Jură. Nu bea, nu nimic. Nu puteam să o bat pe Alexa, doar să o enervez. Și e viața mea să o enervez pe Alexa. Aici am să te chestii. Și se enervează și ușor. Deci, adică dacă n-ai chef într-o zi, adică vrei să vă arăt? Arix are față de înger, nu mă enerva acum. Uite, aici, te rog. Arix are o față de înger, dar poate să fie foarte enervant. Da, și da, fiind sora mai mare, îl enerva mai tare și ne mai tachinam așa. Dar care a fost cea mai mare provocare pentru voi în competiție? Chiar dacă nu puteți să o zic, nu mă refer la un challenge. Cred că acum, să nu dăm spoiler. Să nu cedezi psihic. Da, cred că e foarte important. Am înțeles la tine. Sunt foarte, deci sunt și mai curios să văd emisiunea. Eu consider că această emisiune este 80% un joc psihic, da, decât fizic. Psihic. Și cât, adică... cât ai cedat? Păi nu pot să... Nu, cât ți-a venit să cedezi? Era rău, așa? Nu știu, treci prin atât de multe emoții și sentimente în fiecare zi. Mm-hmm. Pur și simplu trebuie să fii într-o echipă bună. Mm-hmm. Și dacă, de exemplu, nu mai poți tu într-o zi, cel de lângă tine se facă să nu cedezi. Da, e și da, asta e chestia. Adică eu cu Ares chiar simt că am făcut o echipă bună și atunci când eu nu mai puteam sau eu nu mai putea, ne completam. Doamne, ce drăguț, niciodată, într-adevăr, nu v-am văzut niciodată atât de apropiați. Mi se pare că ori faceți mișto de mine, ori chiar America Express a făcut minuni. Nu zic, v-ați iubit întotdeauna și mereu ați avut grijă unul de celălalt. Dar erați, ai fratele meu, da, mă, nu știu, Alexia, na, de când vă întrebam ce face are, ce face, nu știu. Acum, de asta, următoarea întrebare este dacă ați putea să vă întoarceți în America Express și ați fi obligați să vă înlocuiți cu echipierul, cu cine l-ați înlocui? Cu nimeni. N-aș mai merge. Alege doar pe cineva. Eu aș merge mâine, dacă vrei să merg. Păi da, asta da. Nu, dar cu cine ai înlocui eu pe Alexia? Mai înlocui. Dintre cine? Din toată lumea cine? Asta. Oricine, Margot Robbie, poți. Orice zi. M-am gândit la asta. Ba da, eu știu cu cine. Cu tata. Cred. Stai. Pentru că dacă eu... Inițial mă gândisem, vă dați seama, agent, să merg cu Mario. Da. Dar cred că este foarte greu. Cred că este foarte greu să mergi într-un cuplu acolo. Este foarte greu. Foarte greu. Păi Giulia și Vlad au zis că s-au descurcat. Dar poate au mai mult mai mulți ani. Depinde, au mai mulți ani, mai multe experiențe. Și nu neapărat, dacă ești mai tânăr, ești mai nervos. Da, ești mai rașibil, depinde și cum sunt oamenii, adică cum sunt cei din cuplu respectiv. Și, de exemplu, dacă eu aș fi mers cu Mario, mamă, deci nu, cred că ar fi fost ceva... Nu mai zic nimic cum ar fi fost acum, da. Deci, și în același timp, Aris n-ar fi știut ce fata. Aris ar fi dat casting după castingul de la America Express. Cred că cu tata m-aș fi descurcat. Pentru că este calm, se descurcă în multe lucruri și e ok și psihic și fizic. Cred că ar fi înseamnă că Aris ar alege-o pe mama. Bine, greu că n-ai vorba de televiziune. Tot pe tata, cred că la alege. Da, cu tata ar fi foarte bine. Dacă era puțin mai tânăr, perfect. Cum? Pentru că s-a fi descurcat foarte bine. Da, știu. Noi când o să îmbătrânim mental noi. Mental e foarte bun, tata, și fizic. Și fizic, dar da, mental e foarte bun. It's not old. În cazul care ascult acum. Și ești foarte în formă. De două ori pe săptămână merg cu el la box. E bine. Mergi la box? Da, cu tata, de două ori pe săptămână aici, în București. Și faceți sparring, voi? Da, nu ne dăm la cap, că nu i-a plăcut niciodată, dar facem între noi, la corp. Și nu se ține, adică dă tare în mine. Da? Și e amuzant. Ce tare. Băi, foarte mișto. Uite, asta chiar nu știam. Vă e mai ușor acum să vă exprimați emoțiile unul față de celălalt? V-ați zis mai ușor? Aris niciodată nu-și exprimă emoțiile, deci... Poate îl intimidezi? Nu, cred că Alexia a luat toate abilitățile de a-ți exprima emoțiile când a ieșit din mama și le-a păstrat ea. Da, eu sunt o persoană foarte emotivă și vorbesc foarte mult despre sentimentele mele. Aris, nu. Și o problemă? Nu e o
o problemă neapărat, dar aș fi vrut și eu, mai ales acum... Okay. Că... Hai să facem asta acum. Alexia, spune-i lui Aris ce-a precis la el. Nu, nu vreau jocul ăsta. Nu, că Aris nu știi. Am mai făcut jocul ăsta. Alexia o dă șahmat de fiecare dată. Eu o să zic doar Alexia e super, e ok. Yeah, I love Alexia. Deci eu credeți pe Aris că este un frate și un bărbat extraordinar, mai ales după ce l-am descoperit în America Express. Cred că este foarte charmant, puternic, carismatic, amuzant. Te rup, ai avut dreptate. Alexia este o fată super ok. Super ok? Cum adică super ok? Nici necunoscuți nu zic așa. Cred că asta e maximul din ce poate. Hai, mai încerc o dată. Nu mai las, mai încerc o dată. Nu mai. Alexia, dar poate asta părerea lui. Nu, poate chiar așa e. Poate doar ești o fată super ok. Ce ai zis mai ziua ta când am auzit? Am zis că important e că te iubesc. Și eu. Nici mai rău să făceam mișto din ea. Am zis, poate doar asta e, ești o fată super ok. Da. E ok să fii și eu super ok. Mamă, ce vreau să vă întreb acum. Cu ce piesă, dar nu puteți să-mi ziceți. V-ați întors în cap din America Express. Ba da, putem să-ți spunem. O piesă? Cum se cheamă? Lost... Frequencies? Ce? Nu pot să caut pentru că nu am telefon de 3 zile. Da, pot să-ți dau tastatura mea. Lost, nu pot să caut. Mamă. Stolen Dance. A, Stolen Dance. Vă rog frumos să Dragoș și cu colegul Mușat, să luați catul ăsta cu Alexia, să-l punem pe TikTok. Nu pot să caut că n-am telefon de 3 zile. Stolen Dance. A plecat în America Express și a pierdut telefonul aici. Da, exact, nu? Stolen Dance. Ia Stolen Dance, da. Așa. Și mai era una. Și Makeba. Makeba făgem piesa noastră, așa, Stolen Dance cam... Auzi, Milky Chance, Stolen Dance, asta? Dar e trist, așa. A, păi stai mă, vrei să dormim oamenii, hai să facem aici... A, Makeba atunci. Bine. Avem două, Makeba și Stolen Dance, cu astea am rămas. Am crezut că e ceva, o descoperire. Nu... No. Makeba, bun. Până găsim noi Makeba... De la... Care e? Hai, așa. Băiatul ăla latino. Vreau să vă întreb în felul următor. Nu, dar lasă că ești latino. Să nu există. Am ascultat-o aseară. Turcu. Turcu mi-a pus să piesa aseară. Care? Cu tipul ăla de... ei arată ca mariachi și de fapt... Da. Peso Pluma. Da. L-am pus aseară. Foarte interesant. Peso Pluma trebuie să zici că e de acolo. Mi-a plăcut mult, rău de tot. Care este replica pe care o folosește cel mai des fratele sau sora ta? Și o să vă rog să vă imitați. Alexia? Mamă, eu sunt deja gata. Poți să imiți? O să fac o criză de nervi. Perfect! Stai puțin să mă gândesc la Aris. Ce spune Aris tot timpul? Nimic. Ba da, facem așa. Cum fac? N-am mai făcut. Ba da, așa faci. Când îl sunt pe Aris, asta. Da, îl sunt pe Aris și Aris face... Tu ai făcut și cu fața, așa face. Wow. Vezi că Aris chiar are voce, adică chiar are voce. Aris, dar tu după facultate, ce vrei să faci? Nu știu, sigur. Business era ultima dată, da, nu? Da. Dar în ce domeniu, ce te pasionează? Adică în ce domeniu, nu știu, o imobiliare, business înseamnă orice. Cred că mi-am schimbat părerile de foarte multe ori. Imobiliare, la un moment dat vreau să fac avocat. Nu știu, domeniul Horeca mă interesează. Da? Avem și noi un avocat, putem să îl sunăm, pe Florin, dacă ne ascultă. Ne ascultă? Ia să vedem. Alice, ai ceva să-i spui? Avem un avocat în orice moment, dacă se întâmplă ceva în emisiune, este gata, bagă pe toți la pușcării, noi rămânem, ok. Super. Asta se întâmplă. Hai să-i transmiți un mesaj, Alice. Alice este producătoarea mea și na, ei discută, deci, adică, eu nu vorbesc direct cu el, ea vorbește, se înțeleg, ei se văd și na, își văd deci, de treabă. Deci Florin chiar ne-a ascultat astăzi, ceea ce rar se întâmplă, aproape niciodată, dar ar putea fi un comentator foarte bun, foarte bun. Comentează tot ce spune. Păi uite, poate ne sună. 0734 3630. Florin, sau pot să, da, până, n-am mai am telefon acum, mulțumesc. Poate vorbim despre treaba asta. Aris, te-ai face avocat? Te vezi avocat? Cred că e întrebarea de pe buzele tuturor. Da. Dai să mă atrezi la niște seriale și zici, wow, ce tare să fii avocat. Da, și eu vreau să fiu... Nu-i și eu vreau să fiu medic legist, pentru că mă uitam la NCSI New York și mi se părea super tare. Te uitai la CSI New York? Da, și după aia când am văzut... Ești în vârstă? Da. Și când am văzut de fapt despre ce este vorba, am zis, da, nu. Alice, vorbești tu cu el? Nu prea, adică tu. Mai chiar bine tu. Nu, că poți vorbiți oricum, mereu, de când ai ceva legat de misiunea.
Nu știu dacă răspunde. A zis joi? Cred că voi ați vorbit mai des decât am vorbit. Păi da, de transmit prin tine. Ultimul timp. Orice. Nu răspunde. Așa e cu avocații. Uite, vezi, ai vrea au să fii... Au prea multă treabă. Genul care nu răspunde la telefon? Oricum nu răspunde la telefon. Ia, fiți atenți. Gata, măi, băi, gata. Ia că a venit și cealaltă jumătate a mea, echipa mea. Că nu mai suport. Veronica, haide, vino, că avem echipă. Vino. Haide, echipa mea. Apropo, mi-a trimis Giulia mesaj și mi-a zis Alexia de mâine să vii tu. La emisiune, cine, că ea s-a supărat pe Andrei. Giulia, da? Giulia, să lască de mâine să vii tu. A venit echipa mea din America Express. Veronica Trandafir. Nu că noi ne certăm rău dacă mergem acolo. Păi și ei se ceartă, mă. Dar uite, tu poți să fii eu. Poți să fii Alexia, tu să te enervezi tu. Și eu pot să fiu Aris, să fiu înțelegătorul echipei. Păi pot să mă enervez și acasă, nu trebuie să merg în America Express. Ar fi mă super tare să mergi. Ar fi super tare să mergi. Da? Te-ai gândit? Veronica, noi ne certăm destul de des, știi. Ideea este că eu sunt aia care suportă foarte stați mult puțin, vă rog, echipă. Nu vă uitați pe camere, da, este o femeie gravidă acum, Vero, dar da. În același timp lucrurile astea sunt după și că nu era o femeie gravidă. Vă rog, da. Acum profită. Tu ai frați? Nu. Păi Vero. Atât. Și pe Alice? Na. Da, astăzi, noi, familia lui. Și pe Clau, păi nu, nu-i soră mea Clau, că n-am. Acolo nu. Dar cu iubita cică nu se recomandă da, să da, mergi. Nu. Asta vorbeam mai devreme, am zis că... Dar poți să fii mai step sister. Mie mi pare că un prieten, dar cel mai bine este un frate. Adică să mergi cu fratele sau cu frate. Păi da, că n-ai în contact. Adică, nu, ajunge acasă, tot în aceeași casă ajunge, aceiași părinți ai. Unde mă, că s-au mutat, nu mai, el stă la Barcelona. Și cu părinții, pare că e o chestie de asta de respect, adică nu poți chiar să spui orice mamei sau tatălui. Așa cu fratele tău. Uite, Andrei, am aflat cine a câștigat America Express. Ia zine că sunt curioasă. Da? Nu cred că unde ai aflat? Da? Bă, acum au zis asta. A, da! Tu n-ai înțeles? Au zis așa. Ați auzit! Deci, mi se pare genial. Da. Mama. Noi și cine mai scoate chestii de la invitați? Stai. Cătălin Măruță, stai. Atât. Da, corect. Da, mi se pare tare că ne-ați dat hintul ăsta. Mulțumim foarte mult. Da, nu știu mult. Unde. Nu știu unde ați aflat această informație. Dar chiar vorbeam cu Andrei. E Giulia. Așa. Și au zis că nu poate să suporte această idee. Da. Și că ei au câștigat Asia Express. Au Asia Express, pe America Express, iartă-mă. Bă, nu pot să mă obișnuiesc cu ideea asta, dar... Da. Înțelege toată lumea. Deci Giulia a câștigat. Deci Giulia a câștigat. Da, cu Vlad. Ne-au jucat așa. Eu vă zic că trebuie să vă uitați din octombrie în America Express să vedeți cine a câștigat. A, mă las că îmi zice Aris. N-am încredere în tine. Aris e băiat, îmi zice el. Adevărul este că așa cum montează oamenii aia finala, deci este incredibil. Până în ultimul moment ai impresia că au câștigat oricare dintre cele două echipe. Și antrenant. Chiar e nasol să afli dinainte. Este o producție extraordinară în spatele acestei emisiuni. Sperăm că vor fi în continuare episoadele alea în care ți arată ce se întâmplă în spate, nu? O să fie tare rău. Abia aștept. Da, gata. Nu ai mai gătit... ce a zis cineva? Din octombrie se va difuza America Express? Din octombrie, anul acesta, da, o să se difuzeze mai repede decât anii trecuți. Cred că după jumătate. Poate și vreo. Octombrie. Poate și vreo să mergi. Da. Din octombrie. Că acum dacă n-ai... Dacă ar fi să mergi, să fii prima în echipă, să mergi tu cu fita. Voi două și genia asta aibă 3 luni. Mamă! S-au rupt toate mașinile. Femeie gravidă, faci. Trebuie să ajutăm. Suntem amărâte, n-avem ce să mâncăm. Dă-i seama, poți să-i dai să mănânce și toată lumea. Spun o pernă sau ceva. Măi, dar asta e o tehnică foarte bună. Sau îți iei un marsupiu din ăla și îți pui o păpușică. Da, și zic, ești cu bebeluși. Și poți să începi în orice limbă. Să știți că în orice limbă suntem 7 frați acasă, sună la fel.